Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea de ale Buzoianului. În această seară, alături de mine în studioul Campus TV, este directorul Centrului Cultural și Educațional, Alexandru Marghiloman, Mircea Anghel, regizorul Mircea Anghel. Mircea, bună seara și la mulți ani, bine ai venit! Salut, bună și la mulți ani, mulțumesc de invitație! Și eu îți mulțumesc tare mult pentru prezență. O să vorbim așa în prima parte despre cum a fost anul trecut, pe care l-ai încheiat împreună cu buzoienii în crâng, pe scenă. Da. Și despre ce se va întâmpla în acest an, pentru că sunt foarte mulți cei care de-abia așteaptă evenimentele la care vin la fiecare ediție. Cum a fost 2023? Înțeleg că a fost un an record din acest punct de vedere. A fost un an senzațional și pentru asta vreau să mulțumesc în primul și în primul lui Dumnezeu, pentru că m-a ținut în brațe și a reușit să-mi călăuzească pașii. Dacă la început eram cumva orbecăiam, știam ce vreau, dar mi-era frică, aveam o frică, acum pot să-ți mărturisesc. În primele 3 luni mi-era frică. În primul și primul rând că nu o să reușesc să implementez tot ceea ce eu aveam în minte să fac. Pentru că mi-am dorit foarte tare să, și m-am visat de când eram în facultate, să ajung într-un post de conducere de instituție publică de cultură ca să demonstrez ce înseamnă un manager cultural cu adevărat. Am spus-o tuturor, am spus inclusiv Florinei, Oanei, vreau să fiu cel mai bun manager cultural pe care l-a avut Buzău în ultimii 20 de ani. Și acum au venit cifrele după un an de zile, care vorbesc exact despre activitatea pe care noi am făcut-o. Totodată vreau să mulțumesc domnului Constantin Toma și Oane Matache, oameni fără de care n-aș fi reușit nimic, oameni alături de care voi fi până la sfârșitul vieții mele, pentru că mi-au demonstrat în perioada asta că țin la mine, mă sprijină și că îmi dau libertatea de a-mi pune imaginația la treabă și proiectele să funcționeze așa cum cred eu că ar trebui să funcționeze. Ce să zic, am început pe 3 ianuarie 2023, am intrat și am renovat tot ce înseamnă interiorul Vilei Albatros, am deschis intrarea principală și am primit peste 2500 de vizite notate. Deci noi am avut 2500 de vizitatori anul trecut, oameni pe care am și notat, lucru care nu s-a întâmplat cumulat în 8 ani de zile. Și probabil nu toți din Buzău, nu? Au fost și au turiști. Fost, la un moment dat lăsasem eu ceva la Albatros, era sâmbătă, noi avem deschis acum de luni până sâmbătă și duminica cu programare pentru vizitatori, de asemenea o noutate pentru ceea ce înseamnă activitatea Centrului Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman. Am venit sâmbăta respectivă, cred că era undeva în jur de orele 12 și erau pe cuvânt de onoare 3 autocare în parcare, în parcarea de lângă Vila Albatros. Am intrat, era colega mea Iulia, era terminată, nu mai putea. Deci efectiv nu mai putea pentru că veneau oameni efectiv în valuri. În ziua respectivă am avut undeva în jur de 240 de vizite sau 250 de vizite de oameni din alte părți. De asemenea, când am avut BZM anul trecut, a venit un cuplu undeva până la 50 de ani. Noi eram în focuri de festivalului. Eu neștiind că ei nu sunt din Buzău, am zis este închisă Vila Albatros. Eram fix în focul de festivalului. S-a supărat domnul respectiv. Am cerut iertare și am aflat că e din Vâlcea. Și atunci i-am probabil luat... Probabil venise special. Da, venise special. Da. Soția a încercat să liniștească, după care și el aflând toată povestea și văzând și a și cerut iertare că s-a enervat, a zis, am crezut că sunteți ca la instituțiile de stat, dar nu avem voi. Zic, nu, există, deschiși, numai că uitați ce se întâmplă. Acum, tocmai de-aia am pus un pic pe pauză zilele astea, pentru că na, era toată nebunia. Artiștii veneau, se făceau probleme de sunet, adică era un ritm foarte ridicat de lucru și atunci am preferat să punem pe stop vizitele în perioada respectivă. Deci am avut peste 2500 de vizite anul trecut, am deschis intrarea principală, Vila Albatros își are numele fix la intrarea principală, da, înainte era, mă rog, un placaj vetus pe care scria Centrul Cultural Alexandru Marghiloman și acum respectăm dorința lui Alexandru Marghiloman aceea de a pune în valoare numele de Vila Albatros. Ce s-a mai întâmplat? În interior arată superb, toate camerele au destinații, camere care erau goale, în care nu s-a întâmplat nimic. Și a ajuns un spațiu fotografic cu Alexandru Marghiloman, avem pe pereții din interiorul vilei, cu tot ce însemna Vila Albatros acum 100 de ani, grădina Vilei Albatros, poze cu Regina Maria, poze cu Buzăul din perioada în care a trăit Alexandru Marghiloman, da, din perioada de la 1870 până la 1925 am găsit fotografii, astfel încât vizitatorii să și aibă ce să vadă. De asemenea, anunț în premieră la tine că acum am achiziționat un pachet de nici nu știu cum să spun, de amintiri, de lucruri senzaționale moștenite de la el, pe care le-am găsit la București, la un anticariat, și anume notele politice citite și semnate de Carol al II-lea, da? Se pare că Carol al II-lea îl citea pe Alexandru Marghiloman,
scrisori ale lui Alexandru Marghiloman semnate cu monograma familiei Marghiloman. Avem meniul de la prânzul oficial de după unirea cu Basarabia, de la Iași, semnat de Ferdinand, semnat de Alexandru Marghiloman, semnat de Regina Maria, adică vor veni o serie de lucruri pe cum care... Cum ați aflat că sunt la acel antichariat? Domnul primar a primit un telefon, pentru că, și cred că știe toată țara cât de mult iubește domnul primar Buzău și istoria Buzăului și cât de mult s-a luptat ca să facă vizibil Buzău în țara asta, și el mi-a dat un telefon, m-a invitat. Eu atunci am luat legătura, m-am dus la București, am și negociat cu oamenii aia, pentru că așa se face, orice achiziție bună trebuie să fie negociată. Și am reușit să luăm o parte din ele și o parte o să luăm anul acesta, un bust din bronz din 1925, sculptat special după moartea lui Alexandru Marghiloman, că a murit în 1925, și vom avea și elemente care se țină efectiv de istoria locului, pentru că nu am avut până acum. Ce să vă mai zic? Pentru cei care, să știi că sunt încă foarte mulți buzoieni care nu știu că Vila Albatros se poate vizita, da, și că există un program și că oamenii pot să intre pe intrarea principală. Sunt foarte multe modificări și aș vrea să le spui exact ce au de făcut dacă vor să viziteze tot ce a schimbat acum la Vila Albatros. Trebuie doar să vină în Parcul Alexandru Marghiloman în fiecare zi de luni până joi, de la ora 8 la ora 16:30 suntem deschiși, vinerea de la 8 la 14 și sâmbătă de la ora 10 la ora 16 pe timp de iarnă, pentru că se noptează rapid, vara suntem de la 10 la 18 deschiși și duminica de asemenea cu programări pentru grupuri organizate. Intrarea deocamdată este liberă, lucrez pentru că vreau să facem și o taxă de intrare. Îmi place să cred că un bun manager este și cel care reușește să aducă fonduri, nu doar să cheltuiască bani de la bugetul public. Nu a fost pariul meu și o să vorbim și despre asta mai târziu. Doar atâta trebuie să facă. Trebuie doar să vină acolo și să intre și să vadă. Avem un foyer senzațional, avem o sală studio minunată unde găzduim spectacole de teatru și producem, nu doar că le găzduim, producem spectacole de teatru, găzduim concerte sau producem concerte. Acum i-am amenajat spațiu pentru ceea ce urmează să se întâmple și anume Arată Artă se întoarce, concursul cu care eu am debutat practic în Buzău și care mi-a adus mie acest statut astăzi, dacă e să fiu foarte sincer. Mereu le zic copiilor că dacă voi n-ați fi fost și n-am făcut lucrurile astea împreună, eu nu aș fi ajuns niciodată directorul unei instituții publice de cultură într-un timp atât de scurt. Eu fiind cu ei în aceleași relații ca întotdeauna, n-am uitat, e o vorbă că țiganul prima oară când a ajuns împărat, pătaiasul l-a ucis, asta e o vorbă pe care o știu de la mama. Eu i-am ținut aproape și îi țin aproape și lucrăm împreună și îi încurajez. E ceva ce n-am să pot să dau la o parte niciodată, câte zile voi avea. Și dacă tot vorbim acum despre Arată Artă, spunem ce se va întâmpla exact, pentru că sunt foarte mulți cei care așteaptă reluarea acestui eveniment. Sunt enorm de mulți, pe mine m-au întrebat o grămadă de puști. Și veneau efectiv la mine și mă nu vă supăr, veneau la teatru și mă opreau și mă întrebau, nu vă supărați, când se face Arată? Se mai face Arată Artă? Și am luat-o pe Dora, am luat-o pe Codruț, am luat-o pe Bianca, am luat toată gașca, pe Ștef, că ai văzut înainte de emisiune, mă sunam Ștef, că trebuie să ne vedem în seara asta, mergem și la cântare, la undercover și după aia o să stăm puțin, sâmbătă ne vedem de asemenea. Arată Artă va deveni un concurs național, adresabilitatea e cea ca și până acum mai pentru elevii de liceu. Dar ce e cel mai important este că e mai mult decât un concurs, e practic o școală. Și ideea asta ne-a venit în urma ceea ce noi am făcut la Live Nights. Eu am stat cu ei atunci în pandemie, am stat 8 luni de zile închiși împreună și i-am învățat pe copii cum să gândească, ce să facă, de ce să facă, pentru cine să facă, să aibă adresabilitate, foarte multe lucruri, lucruri pe care ei le folosesc acum, pentru că na, Dora a ajuns și face, eu sunt consilier Dorei practic, Bianca cântă, joacă, toți copiii ăștia au făcut lucruri și fac lucruri și feedback-ul e mișto. De ce? Pentru că ei vin și îmi spun că în București fiind, sunt tot întâlnesc cu oameni și întreb, dar voi de unde știți toate lucrurile astea? Am avut un nebun care ne biciuia, Mircea Angel se numește. Și atunci va fi o școală. Noi vom face niște preselecții, vom aduna pe cei mai talentați din preselecții, înscrierile vor fi online, cu niște filmulețe pe care vor trebui să le vadă, noi ne vom strânge, vom selecta dintre ei, vor veni la Albatros și vom vedea, de acolo vom selecta o parte și vor intra într-o săptămână de bootcamp, de dimineață până seara, în care vor lucra efectiv pe ce ar trebui să facă un artist, indiferent că vorbim de muzician, de actor, de dansator sau la interart, de cine știe ce surprize plăcute vom avea. După care vor intra în audiții, acolo o să avem un juriu, suntem în discuții cu niște artiști senzațional, nu o să divulg numele pentru că nu e nimic concret acum, dar sunt niște artiști senzaționali la nivel național și când zic senzaționali,
credeam pe cuvânt că e, așa e. După care o a doua sesiune de bootcamp, în care... Trebuie să vii cu imagini de acolo, să ne arăți... Evident că o să vin cu imagini de acolo și tot o să fie filmat, pentru că toată această poveste arată artă. De fapt, e ceea ce noi am numit un serial pe care o să-l facem, va fi un serial în 10 episoade, care se numește Manifestul unei generații. O generație care a stat împreună, care a lucrat, care știe ce înseamnă adevărul, binele, frumosul. Care a trecut prin pandemie, care știe că procesul se pune întotdeauna deasupra succesului, întotdeauna procesul deasupra succesului, nici măcar nu contează cât de sus ajungi, procesul este același și trebuie făcut cu rigoare și cu seriozitate de fiecare dată. Și plus de asta, eu am observat la generația asta nouă care vine acum, pentru că au prins pandemia într-o perioadă foarte critică a vieților, că sunt mai închiși, mai puțin comunicativ. Ei bine, eu vreau să vin, noi vrem să venim, toată echipa, pentru că aici vorbim o echipă de aproape 30 de oameni care va lucra la proiectul ăsta, să venim și să-i dezmorțim și să-i ajutăm să se dezvolte ei pe ei, ca adolescenți. Că mai târziu vor termina liceul și vor continua să facă asta, ar fi minunat. Dacă nu, cel puțin lucrurile pe care le-au făcut le vor rămâne în suflet și îi vor ajuta pe ei în viață mai departe. Gândește-te că de la Arată Artă, noi vorbim de oameni profesioniști care trăiesc din meseria lor în felul următor. Ștefan Boricianu la tobe cântă cu The Kryptonite spars cu Paulina. Da? Copil pe care l-am luat de la 14 ani, care a trecut printr-un arc de timp cu mine, stând atâția ani. Dora Gaetanović, nu mai discutăm. Codrus Bulfan, toboșarul Dorei. Dani Bușoi, chitaristul Dorei. Dante, chitaristul Dorei și al Paulinei. Plus că mai cântă din când în când și cu Liviu Teodorescu. Bianca Mihai, solistă de la Șatcalu, cu alături de Joey, care e la chitară. Filip, care a trecut pe la noi, cântă cu Mira, cântă cu Bianca. Maria Grosaru are proiectul ei. Adică noi vorbim aici de niște oameni, Dodo, Andrei Cojanu la teatru, este unul dintre cei mai buni studenți din anul 3 de la UNATC și nu o spun eu. M-am întâlnit cu proful, că tot merg la București, m-am întâlnit cu proful la un moment dat în curtea școlii și era Dodo. Și zic, vedeți pe băiatul ăla, e din Buzău. Și se uită la mine și zic, eu l-am pregătit ca să intre la școală. Și zice, proful, l-am văzut și e foarte bun. Și zic, știu că e foarte bun, că știu ce am scos din el. Și Dodo fiind unul dintre copiii care de fiecare dată când are o problemă mă sună. De fapt, toți mă sună. Ești așa ca un tată pentru ei. Da, și mă simt și mă bucur că sunt așa pentru ei. Și ei sunt copiii mei și am să iubesc toată viața, indiferent de unde ne va duce ea. Și atunci vreau să oferim, pentru că acum avem o forță de 30 de ori mai mare, înainte eram eu. Acum sunt eu plus ei, care sunt buni, rău de tot, și care știu toate lucrurile astea. Ei nu pot trăi în afara întrebărilor. Îmi spunea Dani la un moment dat că ne-am strâns de sărbători, acum că ne-am și repetat de sărbători. Și zicea, te uram la început, te uram, efectiv, nu te mai, te uram, nu mai puteam. Și după ce am înțeles și am văzut că funcționează toate lucrurile pe care ne-ai zis, acum noi nu putem să trăim altfel. Lăsă și ziceam, voi vă dați seama că voi sunteți o trupă la început de drum și ați lansat un album de scântec, Dora Gaetanović, cu un concept. Concept? Ai un concept de album care funcționează și voi sunteți minunați că ați reușit să faceți asta voi și că ați cântat pe cele mai mari scene din România. Adică copiii au ajuns din interiorul vilei Albatros, la niște copii temători, să ajungă să cânte pe scena mare de la Electric Castle cu 100.000 de oameni în față. Ce bucurie mai mare poate să fie pentru mine când știu că au reușit. Și că noi în continuare suntem împreună, adică lucrurile nu se schimbă. Și mi-ar plăcea să descoperim alți adolescenți talentați. Din Buzău am găsit, am pus ochii pe niște copii. Și din țară mi-ar plăcea, pentru că e important să vedem cum funcționează și raport cu țara. De ce? Am avut o experiență senzațională la BZM-ul de anul trecut. Am venit Alternosfera. Alternosfera este o trupă senzațională și vorbeam cu Marcel, cu solistul și cu managerul lor, care e o doamnă senzațională, de asemenea, și îmi spuneau așa, ceea ce ai făcut tu aici, toate autoritățile locale trebuie să iau să te sune și să implementeze. Nu ne-am așteptat nicio secundă să arate așa, să fie așa și nivelul ăsta de profesionalism. Și am zâmbit și am zis, știu din păcate că ăsta e feeling-ul, dar să știți că mai sunt oameni care se gândesc pe bune la cum să facă lucrurile pe bune. Trebuie neapărat, când vorbesc ei, să ia contact cu tine, să se întâmple, că na, nu așa. Și asta vreau. Copiii ăștia, după ce pleacă de aici, să se ducă în orașele lor și să spună, uite, bă, noi am învățat că pentru a face un proiect trebuie să știi de ce faci, pentru cine faci, cum faci, unde faci, cu cine faci, cât costă și așa mai departe, ce vrei să spui cu el,
care e adresabilitatea și multe alte lucruri care vor forma acest suport de curs și în care vom încerca să construim o generație de oameni smart și o generație de oameni care să poată să stea pe scenă, așa cum oamenii de care v-am vorbit mai devreme se întâmplă să stea astăzi. Și vor ajunge și mai sus, pentru că acum ne-am propus să cucerim lumea. Anul ăsta rupem planeta și o să se întâmple asta cu siguranță. Se va întâmpla. Ce a mai fost anul trecut? Și vorbeai de BZM, ați avut așa o încercare reușită, dar foarte curajoasă, aceea de a pune bilete la intrare. Toată lumea mi-a sărit în cap. Da, știu. Toată lumea mi-a sărit în cap. Plus, mesaje, dacă e făcut de primărie, deci, în primul și în primul rând, să ne înțelegem odată și pentru totdeauna. Noi suntem o instituție publică de cultură subordonată Consiliului Local Municipal. Banii, evident că sunt de la primărie și relația cu primăria e așa, măcar nu intră în discuție. Adică din bugetul local. Din bugetul local. Relația. Dar noi suntem obligați, prin statutul de funcționare, să aducem venituri proprii. Noi, prin statut, avem voie să vindem bilete. Cum se întâmplă același lucru la teatru. Teatru nu este o instituție publică finanțată din bani de la Consiliul Județean. Dacă ar fi să mergem atât de departe și să mergem pe această logică a aberației, să găsim logica aberației de ce s-au pus bilete, păi atunci înseamnă că și teatrul ar trebui să ducă prin județ. Nu? Dar teatrul își desfășoară activitatea pe Bulevardul Bălcescu. Corect, cinstit, onest. Fără doar și poate. Și încasează bani pe bilete, cum se întâmplă peste tot în lumea asta. Și la muzeu, de altfel. Evident, să vând bilete. Nu este finanțat de Consiliul Județean. Da. Și nu mai vorbesc că era o întreagă discuție că biletele sunt scumpe. Păi, un bilet la teatru e 50 de lei, corect? Vorbesc de instituția finanțată. Abonamentul Early Bird la BZM a fost 99 de lei pe 4 zile. Unde aveam 4 trupe mari, știi foarte bine. Aveam cel puțin 2 trupe mari pe zi, plus alte 2 trupe importante, da, câte 2 headliner. La Delia niciodată nu o să plătești mai puțin de 200 de lei un bilet și noi aveam 99 de lei pe 4 zile, adică 25 de lei pe zi. După care, tot în pre-sale, am avut 59 de lei biletul pe zi, pentru că în Early Bird n-am anunțat line-up-ul. Am vrut să vedem cât putem pe ce făcusem înainte. După care am avut 59 de lei biletul pe zi, un bilet la teatru, am un spectacol, 2 ore jumate, costă 50 de lei. La noi, într-o seară care începea la ora 6 și se termina la miezul nopții, plus after party, cu 4 trupe, a costat 59 de lei. Și au venit oamenii. Au venit oameni, cei care au venit. Anul acesta ne-am propus să vindem între aproape 5.000 de bilete, de abonamente. Adică 5.000 de abonamente pe tot festivalul și cred că vor reuși asta, pentru că deja... Păstrând prețurile sau majorându-le... Majorind puțin prețurile, pentru că și costurile au crescut. Îmi refer aici la tehnoștenică, mă refer la artiști. Artiștii au crescut prețurile cu 30%. Toți. Nu există ce luai... Spre exemplu, în pandemie, ce puteai să aduci cu 3.000 de euro, nu mai poți să mai aduci fără 4.000. 4.200, 4.500. Și atunci, evident că și lucrurile vor trebui să se echilibreze din perspectiva asta. Și da, am avut curaj să fac asta. Da, am avut curaj, pentru că asta face un manager, are curaj. Nu se ascunde. Nu stă cu fofârlica, că sunt bine călduți la postul meu, nu mi-a păsat niciodată de postul meu. Mi-a păsat să demonstrez că, într-adevăr, se poate face management cultural în orașul acesta. Și, într-adevăr, lucrurile trebuie să conteze. Și oamenii trebuie să înțeleagă că e un serviciu contra serviciu. Oricum era finanțat. Oricum, dacă ar fi fost să calculăm real la suma investită cât ar fi costat un bilet, atunci poate că nu ne-am fi atins. Dar noi vorbim aici de 99 de lei early bird-ul, abonamentul. La un moment dat am avut 149 de lei abonamentul pre-sale. Da? Adică mai puțin de 50 de lei pe zi. Astea au fost încercările pe care le-am avut. Marketing împrumutat de la festivalurile mari. Că n-am inventat eu nici roata, nici apa caldă. Dar buzoienii, mulți dintre ei, fiind obișnuiți, că na, asta este, au început să revolte într-o formă sau altă, dar nu mi-a păsat. Pentru că până la urmă a funcționat și a fost minunat. Și feedback-ul oamenilor respectiv este unul senzațional pe care n-am să uit niciodată. Și ce e cel mai important de la BZM, ce am câștigat, parteneriatele cu mediul de afaceri. Sorin Chiru de la Elcargin m-a sunat chiar acum 2 zile să mă întrebe cum e, cum stăm, că e all-in în proiect. Green Group, Mihaela, de asemenea, Sebi de la Ursus, o să facem următorul BZM în parteneriat cu Peroni BZM. Totul va fi branduit pentru că trebuie să trecem la următorul nivel. Da? Romii de la Garden și sunt o grămadă de oameni foarte... Arti de la Cofetăria 379, oameni care au venit alături
fără niciun fel de interes, pentru că le-a plăcut și pentru că au vrut să sprijine pentru comunitatea locală un festival care e diferit. Pentru că avem gratuit și tot noi facem, Drăgaica. Da? Acolo unde plătești 3 lei, intri și te bucuri de spectacol. Aici e un alt fel de festival, un festival pe care eu l-am gândit a fi premium. Da? Pentru o categorie de care să vină să plătească un bilet. De ce? Pentru că asta te obligă, mă crezi că noi 3 zile, a patra zi au existat, dar 3 zile nu erau chiștoace pe jos? Îți dau cuvântul meu de onoare. Am anunțat, la intrare în festival, aveai un mesaj pe care scria: dragă călătorule, ne bucurăm că vii cu noi în povestea noastră și te rugăm să arunci. Și toate lucrurile. Și oamenii au făcut asta. Și erau de la copii care alergau prin grădina Vilei Albatros până la pensionari de 70 de ani care veneau cu scăunele să bucurau de spectacol. Și eu mă uitam și de multe ori venea să plâng pentru că am simțit că a reușit. Că asta era pariul. Să-i aduci și să fie împreună, să se simtă bine, să se simtă într-o altă lume. Oricum a fost o altă lume. 4 zile am fost rupți din realitatea noastră și transportați într-o altă lume cu niște concerte și niște spectacole absolut senzaționale. Totuși, anul trecut nu a fost doar BZM, au fost foarte multe alte evenimente și o să te rog așa să mai vorbești despre ele succint, pentru că dacă ar fi să vorbești despre fiecare în parte, ne-ar trebui ore. Dar ce crezi că a fost mai important anul trecut? Toate au fost importante anul trecut, dar cred că cel mai important a fost felul în care noi ne-am raportat la joburile noastre. Și cred că cel mai important a fost că eu am făcut o echipă cu care nu mi-e frică să ies la bătaie. Și am zis-o dintotdeauna și știi că am zis-o și la tine de 1.000.000 de ori, curtea joacă regele. Nu mai zic acum că mie mi se spune regele și că ne intru în palat, mi se spune majestatea voastră. Și asta este senzațional, că e un tip de recunoștință și mie îmi place să-mi zic că sunt rege. Chiar sunt regele Vilei Albatros și chiar sunt regele CCAM. Și ceea ce s-a întâmplat, doar un rege ar fi putut să facă și un om cu sânge albastru. Glumesc, evident. Dar chiar mi se spune așa. Și eu iubesc pe oamenii aia, colegii mei, îi iubesc de mor pe toți. Și dacă vine cineva și vede atmosfera, cred că se crucește. O atmosferă mai faină și le spun mereu, în ce instituție poți tu cu șeful tău să vorbești așa? Pentru că acolo sunt Mircea, nu sunt altcineva. Noi suntem, ăștia suntem. Cu cine mai puteți să vorbiți voi? Când îmi zice unul dintre ei, eu n-am chef astăzi să... Dar eu știu ce a făcut el. Și zic, du-te acasă. Și se duce și se odihnește, dar după aia l-am prins. Pentru că așa trebuie să funcționeze lucrurile într-o instituție de cultură. Că nu e, stai de dimineață până noaptea uneori, dar uneori n-ai nimic de făcut. Că se întâmplă. Dar când ai de făcut, păi atunci am nevoie de tine la cel mai înalt nivel. Și asta se întâmplă la noi. Stăm împreună, mâncăm împreună, am făcut bucătărie acolo, lucru care nu era. Da? Un loc care să fie al nostru, efectiv un loc unde să poți să stai. Că despre evenimente, ce să zic, am avut o mulțime de evenimente. Am avut zâmbete care a funcționat senzațional. Da, cu oameni care treceau, vizitau Vila Albatros, pentru că am și schimbat un pic, am dus artiștii caricaturiști în toată vila, pentru că aveam ce să arătăm. Și atunci era, ei nici măcar nu i-am pus ca număr de vizitatori în cei 2500, de aia zic minimum 2500. Și a fost un flux, cred că de vreo 1.000 de oameni în 2 zile. Am avut Drăgaica. Drăgaica iar și-a scos bani. Ce să facem? Și-a scos iar, deci mărmuți. Nu, asta e viața. Toamna Buzoiană, pe care am făcut-o mai mică, dar care e un reper important. Vorbesc de evenimentele mari. Dacă vorbim atunci de Iazul Morilor, care nu s-a întâmplat nimic. Era o clădire goală în care nu s-a întâmplat nimic. Până și acolo am intrat, am mobilat și, în premieră la tine îți spun, anul trecut au fost, conform calendarului, la Iazul Morilor, 110 evenimente. 110 evenimente. Nu vorbim că unele au durat mai mult, cum ar fi Târgul Caritabil de Crăciun sau Târgul Caritabil de Mărțișor, care s-au întins pe 2 săptămâni. Dar eu vorbesc de 110 evenimente unice. Lansări de carte, sărbători pentru copii, evenimente la care echipa mea e implicată. Serii împreună, un proiect adresat seniorilor care funcționează senzațional. Da? Și unde am adus oameni care poate nu mai au pe nimeni, care stau singuri acasă și care se bucură la fiecare eveniment pe care îl facem pentru ei. Și asta e o mulțumire senzațională pentru sufletul meu și pentru că văd că echipa mea este implicată și se preocupă de asta. Le-am adus de la întâlniri cu medici, întâlniri cu scriitori, excursii, am trimis în excursii, am suplimentat atunci când... Știi cum e? Și asta e, trebuie să spun, că știi că eu sunt adevăr. Spune. Nu știu altfel. Ce au venit și erau două autocane, am anunțat număr de 90 de locuri. Au venit oamenii să se bată între ei.
Deci asta e metagna românească. Excursii spun, unde au fost? Au fost la mănăstiri, în județ. În județ, în principiu în județ. Că na, Vila Albatros ne-am propus, împreună cu domnul primar și cu Oana, să fie poarta de plecare către Ținutul Buzăului. Și atunci am făcut excursii în diferite locuri, cu colegii mei care se ocupă de proiectul. Nu m-am dus, că pe vremuri directorul se ducea pe peste tot, când era de ceva moca, pam, pleca și el. Eu prefer să nu. Am fost invitat, a fost corul, era în străinătate. Am preferat să fim colegii și asta o să fac mereu. Am avut excursie la Bruxelles și am preferat să-mi trimit colegii. Nu să mă duc eu nu mă bag în lucruri de felul ăsta, îmi place să răsplătesc colegii care muncesc, pentru că și așa salariile cum sunt, măcar așa să pot să-i recompensez cumva. Și să se efectiv, Magda, trăgeau de mine, domnul director, și știi cum sunt eu, că e complicat să... Și încerc să iau pe logică și nu vor să accepte. Și atunci am suplimentat autocare. Deci efectiv am suplimentat autocare. Și pentru că trebuie să le dai și o lecție. Zic, acum e bine, vă mai bateți? Au fost în excursii și trăgeau de crengile de la pomi să rupă fructele din pomii aia. Unii dintre ei, Mircea, unii dintre ei, evident, dar toți s-au comportat în felul ăsta, da. Dar unii dintre ei, în societate, tot felul de comportamente, da, din păcate, la orice vârstă. Și multe lucruri pe care le-am făcut, enorm de multe lucruri, și în fiecare săptămână, teatru la Conac, am avut premieră Cerere în căsătorie, o să jucăm pe 14 februarie, de ziua îndrăgostiților, Cerere în căsătorie de două ori, fiecare lucru e minunat, care s-a jucat de vreo 35 de ori, de fiecare dată sold out. Și asta este senzațional și într-un regim... Sold out chiar de fiecare dată. Da, de fiecare dată, ce să faci? Și sunt oameni care au venit de mai multe ori să vadă piesa, pentru că au fost impresionați. Da. Și povestea Alexandra în emisiunea trecută că de fiecare dată simți altceva, pentru că e și multă improvizație acolo. Nu e multă improvizație, nu? Chiar deloc nu e improvizație, doar că situațiile diferă pentru că oamenii sunt diferiți. E un spectacol interactiv, cine joacă doctorul, cine joacă tatăl, cine dintre spectatori, energiile sunt diferite. La ultimul spectacol îți mărturisesc că a început în pământ. Noi știm când începe jos și când și era un domn, cât de superb a fost. A fost un domn care era așa, eu mereu mă întreb de ce mai vin. M-ai dat un ban, dar de ce mai vin? Că nu te-a adus nimeni forțat, da. Dar nu mai zic, că am avut, fac o paranteză, am avut pe cineva, de a zis, păi da, el nu poate să nu vorbească la telefon, că el are treabă, trebuie să vorbească la telefon în sală. Zic, doamne, cum să vorbească la telefon în timpul spectacolului? Dar ai văzut că la teatru mai nou se mănâncă șaormă? Am văzut și asta, am văzut Dumnezeule mai. Și era el așa și l-a luat Denis tatăl. S-a pus pe Denis, călare. El, șmecher, să nu dă lumea. Denis a lăsat. Noi avem scenarii pe toate variantele. Sunteți pregătiți? Păi regie, că asta am terminat. N-am făcut-o la Spiru Hareta, am făcut-o unde trebuie și cu cine trebuie. Slavă Domnului că mulțumesc un proful toată viața. A lăsat și a revenit. Îți dau cuvântul meu de onoare că a plâns la final omul ăla. Și tot spectacolul după aia stătea numai așa și se simțea vinovat pentru tot ce a făcut. Și atunci mi-am dat seama că am câștigat un spectator. Și tot spectacolul s-a dus în cer. A fost poate unul dintre top 3 spectacole de cu fiecare lucru e minunat pe care le-am avut vreodată la Conac. Ca energie, ca vibrație, ca tot. Deci de la omul ăla care a ajuns să înțeleagă, pentru că acolo e o scenă foarte grea, foarte grea. Vorbește de tentativă de sinucidere a mamei unui copil de 7 ani. E complicată scena aia și e decupată într-un fel. Și au ajuns la final, de amândoi au ajuns sus și urlau unul la altul, pentru că așa ar fi trebuit să se întâmple și nu mai putea, omul a început să plângă și la final a plâns și el, tot spectacolul, s-a simțit vinovat. Și asta a fost senzațional, câștigat un spectator. Și m-am bucurat enorm de mult. Vezi ce înseamnă să fie bine, să fie teatru bun, de calitate. Se va mai juca, sper. Evident că se va mai juca. O să jucăm, o să mai montăm spectacolul. Eu pregătesc acum un spectacol pe care vreau să-l montez, pentru că, până la urmă, ține și de mine și de sufletul meu și oricum sunt un workaholic nebun și îmi place să fac asta. O să vorbim și despre teatrul la Conac și ce ne așteaptă în 2024, însă după o scurtă pauză de publicitate. Continuă emisiunea de ale Buzoianului împreună cu regizorul Mircea Anghel, directorul Centrului Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman. Mircea, vorbeam despre evenimentele de anul trecut și ne-ai spus câte au fost doar la Iazul Morilor.
Da, dar în total fost, câte evenimente au fost? 200 de evenimente. 200 de evenimente. Interior, exterior, la noi, la Albatros, au fost 60, exterior 30, 110, astea sunt evenimentele, 200 plus minus. Cred că unele ne-au scăpat și nu au fost notate. Alexandra era chiar... Dar nu știu dacă a apărut în calendar, dacă... Dar sunt evenimentele, mă rog. Și pentru cei care au uitat sau n-au reușit să ajungă la toate concertele, cele mai mari nume pe care le-a adus în 2023 în Buzău, care au fost? Cele mai mari nume au fost Alternosfera, Delia, nu, Vița de Vie iar, Subcarpați, prima oară, Subcarpați, prima oară, iată, plus, mă rog, concertele nici nu mai țin minte la drăgaie că pe cine am avut, pentru că au fost atât de multe lucruri și ritmul e atât de mare încât în de fiecare dată încercăm să ne consumăm Ana Ieremia, că au fost o mulțime de artiști uriași. Am încheiat cu Andia, care e povară acum, e nebunie mare cu ea, e o fată foarte drăguță și foarte faină. Au fost multe lucruri. Am avut concert la Conac cu Ștefan Donia, care vine cu muzică clasică, împărțită pe mai multe lucruri. Adică se întâmplă și am încercat să, și mi-am dorit foarte tare, ca Vila Albatros și noi să fim într-adevăr motorul cultural și educațional al orașului. Dacă vorbim de educație, școala din parc este unic în țară. Este un proiect pe care îl coordonăm și pe care îl facem cu atât de mare succes și cu atât drag, încât eu nu am cuvinte să mă exprim câți copii beneficiază de acest proiect senzațional. Și este proiectul pe care Oana, când era consilierea domnului primar, până să ajungă să aibă funcție și, da, a gândit pentru copii și el a funcționat și s-a rostogolit ca un bulgăre de zăpadă. Este proiectul ei de suflet și cumva... Și se implică în continuare, chiar Oana, dacă e viceprimar, suntem, se implică foarte mult. Așa să fac. Noi cum să le face altfel? Cine crede că se întâmplă altfel înseamnă că e... Bine că noi stăm și le discutăm și le facem. Pentru că e firesc să fie așa. Bine, se întâmplă altfel în multe situații, dar cred că pot face oamenii diferența între voi care pune suflet și vine totuși de acolo, pe partea emoțională vine foarte mult implicarea față de cei care merg la un job pentru a primi salariul și doar atât. Da, eu sper că da. Se vede că nu e așa. Uite, Antante. Antante, festivalul copilului tău, festivalul un mare succes anul trecut. Uria succes, da? Uria succes. Și proiectul este lui Ștefan Craiu. Eu sunt acolo ca să aranjez, să coordonez, să fac. Dar este efectiv proiectul lui. Nu pot. El a venit cu o direcție, eu am... Da. E... Pentru că și asta am vrut, să aduc oameni profesioniști să ajute. Antante, un festival absolut super și anul ăsta îl facem 3 zile în loc de 2. Tocmai pentru că a avut succes. Tot așa va fi scena pe bulevard de acolo? Una dintre scene. Una dintre ele. Avem mai multe scene. O să avem teatru de păpuși în aer liber pentru copii cu niște scene improvizate. O să fie o demență totală. O demență totală și abia aștept. Toate sunt de suflet, de fapt, nu cum să... Dar diferite, sunt atât de faine, că sunt atât de diferite și pentru că am reușit. În 12 angajați suntem la Centrul Cultural și Educație Alexandru Marginal, atât am rămas. Deocamdată, nu? Pentru că am văzut că noua organigramă va aduce oamenii în plus. Aduce oamenii în plus, sper să putem să angajăm, trebuie memorandum, pentru că acum sunt angajările blocate și da, pentru că noi va trebui să ne ocupăm de tot ce înseamnă când o să ajungem să vorbim de 2024, avem niște planuri senzaționale de dezvoltare. Am chiar ajuns să vorbim despre 2024. Păi, în primul și în primul rând, eu am acest pariu de a aduce bani de afară. Eu am asta. Eu sunt manager până la urmă. Vreau să fiu manager în viața asta mea până când mor. Îmi place ideea de manager. Îmi place foarte mult. Și după de... regizor, da? Asta e meseria mea. Nu se poate să mea niciodată. Exact. E sufletul meu. Asta este timpul de inimă. Dar managementul ce îți oferă? Îți oferă posibilitatea de a arăta că cu imaginație, cu profesionalism, cu implicare, cu dedicare, o să faci lucrurile să funcționeze cum trebuie, să nu mai fie bifate. Că până acum la cultură, zice aia, dăm... Dar noi aici vorbim de cifre concrete. Noi aici vorbim de lucruri care sunt întâmplat concrete, beneficiari care au ajuns să se bucure de evenimentele noastre. Și nu vorbim doar că avem doar o direcție. Noi avem aici un milion de direcții, Dumnezeule Mare, ți-am zis mai devreme. Avem festivaluri, avem școala din parc, avem ateliere pentru copii, avem cursul de robotică, am uitat să zic, de la noi. În Vila Albatros sunt atât de multe lucruri și mergem pe atât de multe planuri încât trebuie să le faci cum trebuie. Și în 2024 vrem să deschidem punctul de infoturism, că noi ne vom ocupa de el, că tocmai de aceea în organigram apar și posturi de turism. De-aia avem și un departament special. Centrul din Piața Dacia, Centrul da? Centrul din Piața Dacia, da. Totodată la noi la Albatros o să avem un magazin de suveniruri.
Pentru că e important să fie, ca oamenii când vin să poată să își cumpere. Eu, din păcate, n-am avut contabil șef, eu am avut ghinionul ăsta, eu m-am bătut ca nebun. Dacă aveam și un contabil șef bun, un contabil și care să mă ajute, puteam să fac mult mai multe lucruri și am trecut. N-am avut, am scos postul la concurs de 3 ori, că nu e pe combinații. Că lumea cred că e pe combinații, la mine nu e pe combinații. Iar angajările pe care o să le facem acum, eu am vorbit și eu o să cer lucrul ăsta, eu nu vreau să facem concurs la angajările astea, vreau să fie angajare pe perioadă determinată, să te văd ce poți să faci la locul de muncă. Pentru că mulți își imaginează și tot auzeam că mai primești eu telefoane și nu există așa ceva, că ei cred că vin la stat și că e un post călduț și că nu se întâmplă nimic. Nu. Nu e așa. Câtă vreme eu sunt aici, până în octombrie, când mi se va termina mandatul, lucrurile se fac cum zic eu. Cu seriozitate, cu implicare, cu dedicație, cu abnegație. Și atunci trebuie să facem și la noi, la Albatros, să facem un magazin de suveniruri. Sunt multe lucruri pe care le-am pregătit. Să termină casa de oaspeți. Chiar vorbeam ieri cu domn primar și l-am rugat să mai să fac ceva. Mi-a zis, nu, zic, domn primar, trebuie să facem... Ăla trebuie să producă, eu văd acolo terasă, adică se face restauranță. Și atâta, bă, da. Lucrurile trebuie să se întâmple și chiar dacă, pentru că era ideea de hotel butic. Și acum suntem cumva așa, pentru că sunt camere de micuțe și încercăm să găsim o soluție. Și am zis, hai să facem casa de oaspeți, că așa se chema. Și măcar la toate evenimentele pe care noi le avem să-i cazăm pe artiști acolo. Și să putem să aducem oameni care să vină să poată să bea o cafea, să poată să mănânce ceva în grădina Vilei Albatros și să stea la casa de oaspeți și să creștem lucrurile. O să fie gata grajurile, o să fie gata casa grădinarului, unde avem proiecte acolo pentru copii, că de-aia avem și muncitori în organigramă, pentru că vrem să facem seră, să poată să se ocupe de seră, să poată să învețe pe copii cum să plantează, cum să culege și lucruri de felul ăsta care să dezvolte și mai mult. Toate lucrurile astea sunt gândurile domnului primar pe care noi trebuie să le punem în practică. Și pe care trebuie să le să ajutăm comunitatea buzoiană, de la cele mai fragile vârste până la cele mai înaintate. Centrul Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman lucrează de la copii de la 6 ani până la vârstnici de 99. Chiar mai mici, în cadrul școlii din parc sunt chiar mai mici, micuți, da. Da, chiar la ateliere. Așa, dacă poți, linii mari, să ne spui cum va arăta anul 2024, care sunt următoarele evenimente acum, până vine primăvara, nu, era, și apoi la ce să ne așteptăm. Era cu domnul primar ieri și noi am stabilit o convenție să facem doar evenimente mari. Și eu am discutat, se uita la mine, bă, dar noi numai evenimente mari avem în fiecare lună. Și am zis, domnul primar, trebuie să le facem. Pentru că e păcat să nu le facem. Acum vine luna februarie, avem un spectacol aici de Ziua Îndrăgostiților și de Dragobete. Eu nu cred în Ziua Îndrăgostiților, dar sunt mulți care cred și atunci trebuie să respectăm asta. Eu cred în Dragobete. Ce o să faceți în acele zile, în afară de teatru? Păi teatru o să avem la teatru, da? Da. Două spectacole de Valentine's Day, două spectacole de Dragobete. Pauză între ele, pentru că noi avem doar 60 de locuri. Cererea fiind foarte mare, slavă Domnului că avem o cerere foarte mare, atunci punem două spectacole. Mai mult nu putem pentru că obosesc actorii. Deja e un pic mai complicat. Pentru luna februarie. După care, luna martie și sfârșit de luna februarie, luna martie, o să avem târgul de Crăciun, de mărțișor. De la Iaz. După care o să avem, s-ar putea, un festival de umor, un festival Ion Băieșu, coordonat de domnul Fetecău de la grupul VOO, închinat Ion Băieșu, care a fost un mare dramaturg și un mare scenarist român, buzoian, de aici, în Aldeni. Ne-am mai spus, eu am citit toate operele, am și montat la un moment dat o piesă de lui Ion Băieșu, Experimentul se numește. După care vine luna aprilie, în aprilie suntem cu teatrul la Conac, cu concert la Conac, suntem puțin mai relaxați, dar după aia vine Paștele, vine Zâmbete, vine Antanteul la sfârșitul lunii mai, după care vine Drăgaica, după care vine BZM-ul, după care vine o pauză bine meritată și după care să ne vedem sănătoși și fericiți și să ne îmbrățișăm, pentru că eu cel mai probabil nu o să mai fiu, mi se va fi terminat mandatul și... Voiam să te întreb, ce ai decis să faci din octombrie? De ce nu se poate prelungi mandatul? De ce nu rămâi în echipa centrului? Nu se poate prelungi mandatul. E o convenție, adică eu sunt aici cât timp Florina e în concediu de creștere copil. Mi s-a oferit această șansă și toată viața mea am să fiu recunoscător domnului primar și nu doar pentru că mi-a oferit această șansă, ci pentru că a lăsat nebunul să-și facă treaba.
deși să tot aud. Știi, nu s-ar fi așteptat nimeni, cunoscându-te pe tine și cunoscându-ți temperamentul, să te înțelegi atât de bine cu domnul primar, care e cunoscut în anumite medii că vrea să dicteze doar, cu toate că noi cunoscându-l nu e deloc așa. Deloc așa. Tu colaborezi foarte bine cu el, impunându-ți propriile idei și ridicând și tonul câteodată, dar ajunge să vă înțelegeți. Da, evident, eu îl respect foarte tare. Și da, dacă eu cred că am dreptate, nu există altfel. Nu poate să fie oricine. Și îl știe asta. Și cred că de-aia și ține la mine. Și eu cred că așa era cumva el la 35 de ani. Și cred că se vede așa și câteodată lasă și zice, dar că e nebun. Dar dacă el îmi zice, bă, trebuie să facem un lucru, eu caut să facem lucrul ăla. N-a existat niciodată și nu o să existe niciodată, pentru că așa e firesc să fie. Totuși vorbim de primarul acestui oraș, e conducătorul acestui oraș, e viziunea lui de dezvoltare a acestui oraș. Noi trebuie să punem umor, să venim cu lucruri în plus. Și noi am venit cu lucruri tot timpul în plus. Păi tu când muncești ca nebun, eu la un moment dat, în primele 8 luni de zile, eram de luni până duminică, acolo dimineața până noapte. Păi și asta întreb, cum o să fie în octombrie pentru tine? Pentru mine o să fie cum era și înainte. Eu o să mă întorc, probabil, mai mult ca sigur mă întorc la București. Pentru că n-am avut o viață înainte. Eu am venit pentru că m-a chemat el și pentru că mi-am dorit să mă cheme. A fost o chestie. Nu s-o muni mănui, Magda. Nici la lumea mică, nici la tăticul, nici la lui neamul cu tare. N-ai intrat nici în PSD. N-am intrat nici în PSD, deci nu s-a întâmplat nimic. Pe mine m-a chemat omul ăsta după ce a văzut ce am făcut eu cu arată artă și am promis că o să fiu trup și suflet alături de el și că fac lucruri. Și am făcut din pandemie. Când nimeni nu făcea nimic, da? Să ne ducem aminte. Când nimeni nu făcea nimic în țara asta, noi făceam live nights și se uitau 5-6 mii de oameni pe episod. Că și acum Oana mai spune că îi întreabă oameni de ce nu se mai face cea. S-a terminat în perioada respectivă. Da? Am muncit ca un nebun, pentru că asta îmi place să fac și cred foarte mult că prin muncă, prin seriozitate, prin un proces făcut cum trebuie și reușești. Și atunci eu numărul 2 nu o să mai pot să mai fiu. Eu m-am așteptat rândul, știi? Ca rezerva aia care stă pe bancă și când intră el trebuie să fie cel mai bun. Eu am intrat. Eu trebuie să fiu cel mai bun și dovedesc cifrele. Să vorbim de banii pe care am încasat, putem să vorbim și de asta. Eu nu s-a făcut nicio încasare la centru. M-am dus la contabilitate să-mi dea și mie încasările de anii trecut și zic, nu s-au făcut, Mirce. Noi acum luăm bani pentru ședință foto la Vila Albatros, ca pe peste tot în lume. Că dacă tu te căsătorești, fotograful îl plătești, nu? Și vrei la Vila Albatros. Și noi trăim din asta. Bilete, inclusiv la teatru, putem să facem grea. Cred că este la cel mai simplu. Luptă-te cu asta. Educă publicul. Asta mi-am propus și asta am făcut. Bilete la BZM, sponsorizări, ți-am zis, bani care au venit. Deci noi anul trecut am avut undeva în jur de 450.000 de lei bani venituri proprii. Din ceva ce n-a existat un leu din venituri proprii. Numai pentru Drăgai că am avut 100.000 de lei sponsorizări. Pentru BZM 100.000 de lei sponsorizări. Bilete la BZM vândute de vreo 100.000 de lei. Plus altele mai micuțe care s-au adunat. Mie place foarte mult Zlatan Ibrahimovic. Mult de tot. Este unul dintre... Și compar foarte mult cu fotbalul și cu sportul ce se întâmplă. Că e sinus... Mă rog. Da. E cu up and downs. Iertați-mă că am vorbit în engleză, dar nu... Înțelege toată lumea. Da. Sinusoidal. Da. Am reușit. Evrica. Și atunci eu sunt ca Zlatan. I'm the best. Eu știu că sunt cel mai bun. Nu poți să fii pe locul 2. Niciodată nu mai accept locul 2. Am acceptat, am fost, mi-am făcut procesul. Eu bine, și că de multe ori există în echipe locul 2 care muncește mai mult decât locul 1, care e doar așa de titlu. La voi nu se întâmplă asta. Nu există așa ceva. Eu sunt locomotivă. Eu trebuie să trag echipa după mine. Ei se uită la mine și când văd nebunul, n-au cum. Deci când am intrat astăzi... Tu nu știi ce era acolo. Spălau, ștergeau, tot care am zis, nu, eu trebuie să mănânc de pe jos când vin aici. Nu cum era înainte. Trebuie să intru să mănânc de pe jos. Dacă eu vreau să-mi pun, să-mi desfac pachetul, eu trebuie să mănânc de pe jos. Așa trebuie să fie. Și totuși îmi spuneai că la voi e ca o familie și că mâncați împreună și că oamenii ți se adresează așa cum se adresează unui prieten. Da. Chiar dacă te-ai impus de foarte multe ori și ești autoritar. Păi da, înțeleg asta. Pentru că le dau tot. Și la rândul lor îmi dau tot. Ce se va întâmpla cu teatrul la Cona? Nu știu. E copilul tău, practic. E copilul meu, dar eu nu pot să mai coordonez după aia. Eu am vrut să arăt că se poate să mai aduci un teatru în orașul ăsta, deși erau până și Mihai, bună ziua, m-a luat. Colegul nostru, am o dată cu Mihai, o discuție. Deci măcar m-a lăsat să termin, asta mi s-a părut odios. Nu știu ce s-a întâmplat. Da, mi-a zis ceva de teatru. Eu n-am nimic, eu am crescut în teatru. Eu fi înțeles, greșit sau ai citit printre rânduri, dar...
Chiar s-ar bucura să vii la el la emisiune, Mihai, o să-i transmit. Am arătat că putem să facem un teatru și să nu concurăm, că noi aici nu e vorba de cum. Dacă eu am cerut să facem lucruri în comun, m-au refuzat. Am cerut, da? Am telefon. Colaborat. Nu, telefon, eu dat, eu personal, nu pus oamenii mei să dea. Nu. Acum o să le fac, uite, spun în premieră, abia aștept să văd răspunsul. Deci o fac public. O să le fac adresă Teatrului George Ciprian, că am nevoie de sală pentru Arat Artă. Și o să spun răspunsul la această adresă. Cu siguranță adresă. Vor accepta. Îți spun că nu vor accepta. Poate doar în urma acestui interviu să accepte. Eu mi-am dorit. Eu am vrut cu Carmen Stanciu, care mi-a fost profesor, da, mi-a fost profesor. Eu am relație cu toți profesorii mei senzaționali din facultate, toți mă știu. Și am sunat-o să-i invit la teatru. Ce tare, mici, ai făcut un teatru. Zic, da, prof, am făcut. Nu știu ce mișto. Uite, că ea se ocupă de festivalul de Buzău iubește teatru. Și zic, puteți să veniți? Da, venim cu spectacole. Și după aceea o sun. Zic, nu mi-e ce știe cum e. Auzi, eu cred că o să aveți sala acolo, mai ales că oamenii de-abia așteaptă și aveți nevoie de o sală mare, pentru că știu că la fiecare ediție e problema. Era sold out în 20 de minute. Da. Pentru că mie așa îmi place să fie sold out în jumătate de oră, o oră, două, trei, pentru că toate lucrurile pe care le-am făcut și pe care o să le fac până când o să închid ochii, vor avea în centrul lor adevărul, binele și frumosul, adresabilitate pentru comunitate, pentru oameni. Toate proiectele fac pentru mine, real, egoist. Adică un artist pentru el face, pentru că știe că dacă el crede în ceva cu tărie și e suficient de bun, ceilalți oameni vor veni. Și vezi teatrul la Cunac, vezi concert la Cunac, vezi Centrul Cultural și Educațional Alexandru Maric Roman în ultima perioadă, cu oameni care vin, adică toate lucrurile care se întâmplă. Și sper să reușesc să se angajeze oamenii ăștia și în lunile astea în care le mai am să pot să ridic, să-mi vină echipă pe comunicare și pe marketing, pentru că am nevoie senzațională de oameni profesioniști și oameni buni acolo, tineri, să munte postul de debutant, că mi-am dorit să vină oameni tineri, împreună să putem să formăm o echipă faină și să creștem și să fie într-adevăr. Eu visez asta și reușesc până în octombrie să fac, să afle toată țara, toate instituțiile, deci toată țara să știe de existența Vilei Albatros și a Centrului Cultural și Educațional din Buzău. Pentru că tot ceea ce muncim noi aici e de luat și de făcut în alte părți. Tot ceea ce facem aici și tot ceea ce face echipa mea senzațională, pe care o iubesc de mor, pe care o prețuiesc și cu toate mă mai enervez, că e firesc să fie așa, dar ei știu că și atunci când mă enervez pentru că vreau binele instituției și vreau binele centrului. I-am întrebat ultima oară, vă place să lucrați aici? Am avut ședința de început de an cu fiecare și ne-am întâlnit. Și eu văd că le place. Oamenii n-au frică de șeful. Pentru că asta mi-am dorit, să-mi spună direct. Când e ceva, să-mi spună. Nu, n-ai teroare. Nu. Oamenii râd la mine. Și probabil că intră unii și se uită. Oamenii râd. Noi acolo suntem. Când e de treabă, e de treabă. Când e de... Dar să și muncești. Pentru că altfel, fără muncă, le-am zis, nu sunt, dacă noi nu muncim, ce facem? Și nu o să te întreb cu cine negociezi în perioada asta pentru festivalurile mari sau pentru concertele din acest an? E tare ce se întâmplă. E tare ce se întâmplă. O să te întreb altfel, că poate îmi spui. Pe cine ți-ai dori să aduci în Buzău și n-ai reușit până acum și pe cine ai vrea să vezi cântând în Buzău până în octombrie, când pleci de la centru? În primul și în primul rând pot să spun ceva în premieră. Anul acesta BZM-ul schimbă fața, o să avem 3 scene. Unde? Surpriză, una la Lac. O să fie scena de la Lac, o să fie o scenă liniștită, de brunch. În momentul în care se fac repetiția la scena mare, acolo o să aducem artiști fix pentru perioada intermediară a zilei, ție o cafea, pentru că o să mărim area festivalului și o să avem concerte simfonice. Adică vom avea orchestră pe scenă la BZM cu trupe rock. Cu trupe rock? Yes. Pe 28 mă duc la Alternosfera Simfonic la Sala Palatului, după aia în aprilie mi se pare la The Monogic Symphonic. Și o surpriză mare, 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 e ceva ce Buzău n-a văzut. Și sper să ne iasă, e un pariu mare, pentru că tehnic vorbind e greu, dar am zis că dacă tot se termină balul, să-l termin frumos sus. Și buzăunii să-și aducă aminte că am fost odată Iris, știi? Că a fost odată un nebun care a crezut între asta, care și-a sacrificat ani din tinerețe, întrebat mereu de toată gașca mea de la București când vine, am zis, nu e momentul,
pentru că n-a fost momentul, pentru că am avut aici o misiune și încă o am. Și încă o am, adică eu sunt în plin proces, să nu înseamnă că... Până în ultima clipă. Până în ultima zi, până în ultima zi, când plec de acolo, până în ultima zi, când iau tablourile toate din birou, până în ultima zi, așa sunt. Și vreau să-și aduc aminte buzoienii că a fost odată în orașul ăsta Mircea Anghel, care a crezut, care i-a iubit și care a încercat să le ofere alternative culturale de calitate și care a încercat, prin toate eforturile lui, să dea la o parte prostul gust, mitocănia, mizeria. Îți dau un exemplu acum, îmi pare rău pentru el, un mare artist buzoian, nu dau nume. Nu dăm nume, da. Nu, chiar nu dau nume. Cu care m-am întâlnit la sfârșitul anului și mi-a prezentat niște proiecte și am bătut palma cu el și mi-a zis da. Astăzi nu m-am mai... direct către mai mari din primărie. Și tu te înțelegi cu mine, dar tu te duci deasupra mea ca să ce? Dacă noi ne-am înțeles. Adică tu suminezi mie autoritatea. Mult, sau ce? Nu, tu suminezi mie autoritatea, nu? Asta se întâmplă. Tu suminezi mie autoritatea, pentru că și dacă trimite domn primar, dacă eu zic nu e, nu. Plec dacă s-a e. S-a mai întâmplat asta, că știu că mai povestit. Bine că s-a mai întâmplat. Și acum l anunț că poate vede emisiunea. Dacă nu poate aude. Vorbim, avea trei proiecte. Nu o să mai aibă niciunul. Asta așa. Pentru acest gest absolut odios pe care l-a făcut. Da? Cu fofârlica, știi cum e, cu că merge, nu funcționează, dacă noi ne-am înțeles, dacă noi nu ne-am fi înțeles, aș fi... Păi înseamnă că nu i-ai acordat ce voia. Dacă... Exact același lucru pe care l-am oferit, l-a cerut azi. Astăzi ai aflat, de asta ești așa supărat. De dimineață, nu, am aflat de dimineață, astăzi. Și am zis, ok, am zis, ok, da, eu semnez. Pentru că iau impresia, unii dintre ei, că merge ca înainte. Dar având în vedere că sunt cum sunt și că pușcăria e a mea, nu face nimeni pușcărie, eu semnez acolo, să animei dacă fac ceva greșit. Nimeni nu poate să treacă peste mine, niciodată, poate să se numească oricum. Câtă vreme stă în pixul meu, dacă nu plec, n-am venit să mă leg. Deci dacă mai mari din primărie o să spună faci asta, nu și eu nu sunt de acord. E ilegal, de altfel, nu, ilegal să nu înțelegem altceva. Nu. Trebuie să fii tu de acord. Nu, nu. Da. Am ultimul cuvânt, adică eu am ultimul cuvânt, am semnătura finală, dacă nu, la revedere, ne-am strâns mâine, ne-am pupat, oricum ne strângem mâinile peste, dar nu s-a întâmplat, repet, nu s-a întâmplat. Pentru există că, respect de ambele părți, nu? Eu aș fi fost mai, dar mă știi când eram copil, pe bune acum, tu știindu-mă pe mine și știindu-mi caracterul și văzându-se tot ce am făcut în anii ăștia și în ultimul an, crezi că nu... Pentru că știu că sunt bun. Am învățat asta, înainte mi-era frică. Am învățat că sunt cel mai bun. Și o spun cu modestie. Dar cu modestia omului care știe ce poate să facă și oricând poate să plece. Mie nu mi-e frică că mor de foame. Că nu mai am, nu m-au interesat niciodată funcțiile, nici nu o să mă intereseze. Mi-ar plăcea să fiu manager de aici încolo mult timp pentru că aș vrea să fac ce am făcut aici, poate în alte locuri. Visul meu este, și știe toată lumea asta, la un moment dat, peste ani de zile, să fiu directorul Teatrului Bulandra. Să este unul dintre marile mele visuri. Să fiu directorul Teatrului Bulandra, acelei trupe senzaționale care e la Bulandra. Și atunci, na, așa sunt. Când o să facă mama altul, o să facă altul. Deocamdată mare pe mine, nebunul singur, mâine pe mine fac 36 de ani, m-am îndrăgostit și eu de o fată, da, n-a fost să fie, nu a fost n-a să fie. N-a fost să fie, da. E, nu știi cum e, nu e doar o dată, se întâmplă de mai multe ori. Lui timp era superbă. Dar n-a fost să fie. Minunată. Nu era ea încă pregătită, din păcate, ieșise din ceva și probabil că a decis să se vindece înainte și eu sunt foarte... și greu. Adică poate vă reîntâlniți după vindecare. Poate cine știe. Spune un telespectator, felicitări pentru invitatul emisiunii, super. Da, și mă mai întreabă cineva cum de poți vorbi atât de mult. Aș completa și bine asta, pentru că ai citit foarte multe cărți, Mircea. Cred că ăsta e secretul. Cred. Ai citit foarte multe cărți și poți citesc. Să vorbești liber, repede și nu bine. Nu se oprește niciodată. Da. Procesul nu se oprește. N-ajunge în vârf și după aia ce faci? Tot timpul procesul trebuie să continue. Asta le spun și alor mei. Am luat la concurs de cultură generală și am zis, băi, noi suntem angajați, e un centru cultural, noi trebuie să știm lucruri. Noi nu avem cum să nu știm. Să le facem de băcănie când ieșim pe stradă. Cum să facem asta? Spunea un telespectator că l-ai făcut să meargă la spectacole.
Să rămână, doamne, nu știu, vă așteptăm cu drag. 14 februarie, 28 februarie, urmează acum să facem eventuri de pe Facebook și să promovăm nebunile, să punem biletele în vânzare. Doamne ajută, să rămână, sper să vină oamenii. Oamenii vin și e fain și oamenii care m-au cunoscut și știu cum sunt, aduc alți oameni și, repet, mă sună și sunt alții care nu m-au înțeles. Și e firesc să fie și asta, adică e firesc, dar eu nu mă dau înapoi. Adică eu am o direcție. Adică nu te schimbi. Niciodată. Îți mulțumesc tare mult pentru că ai venit astăzi și ai venit așa cu sufletul deschis și, ca de obicei, ne spui exact ce ai în suflet și minte, fără ocolișuri, fără perdele, fără alte jocuri de imagine și îți mulțumesc pentru asta. Mai avem multe de povestit în acest an, o să ne mai vedem și o să vorbim așa despre fiecare eveniment în parte, astfel încât și buzoienii să știe când, unde, de ce, pentru cine. Corect. Mulțumesc, Mircea, mulțumesc, ai un an minunat, să ne revedem cu bine. La fel, sărut mâna. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit, seară bună, la revedere!